Mă numesc Radu Brendarencu și originar sunt din comuna Lăpușna, Răunul Hâncești. Vreau să mulțumesc mult celor care m-au invitat la această emisiune pentru a povesti despre felul cum l-am cunoscut pe Domnul Iisus și cum această cunoaștere cu Domnul Iisus Hristos mi-a schimbat radical viața. M-am născut într-o familie unde absolut nimic nu se vorbea despre Iisus. Chiar dacă peste tot vedeam simboluri ale ortodoxiei. Unica persoană care ne mai aducea aminte așa în copilărie despre Domnul Iisus era bunica noastră care, ca și toți creștinii nominali, ca și toți ortodoxii, pleca la biserică fiecare duminică, păstrea cu sfințenie toate, absolut toate sărbătorile. Însă părinții mei erau departe, foarte departe de aceste lucruri. Poate și pentru că când am avut 5 ani, ei au divorțat și acest lucru și-au pus o amprentă foarte mare asupra vieții mele, asupra copilăriei mele, asupra adolescenței mele. Și acest lucru a lăsat dureri mari și răni mari în inima mea. Mă gândesc că această despărțire a părinților i-a făcut poate să fie reci față de lucrurile sfinte. Mama era cea care trebuia să reziste foarte mult presiunilor vremii. După destrămarea Uniunii Sovietice era foarte greu să-ți găsești un loc de lucru bun. Ea lucra ca și educatoare și străduia să țină și casa bine și eu și fratele meu să avem ce mânca, să nu ducem lipsă de nimic. Și atunci în goana asta, după lucrurile necesare familiei, undeva Domnul Iisus Hristos și relația ei cu Domnul Iisus era dată la o parte. Și acest lucru l-am văzut și noi. Și atunci am crescut așa, o fire rebelă. Nu îmi plăcea să ascult de nimeni. Și în rebeliunea aceasta mea făceam multe lucruri care, acum când mă uit în urmă, mi erau rușine. Am crescut o fire foarte nervoasă și foarte arogantă. Țin minte că nervii care îi aveam, totdeauna trebuia să-i vărs pe fratele meu. Până într-acolo încât odată ne jucam la bunei, a trebuit să iau furca și să înfipg în piciorul fratele meu fără să am vreo remușcare. Sau o altă dată aruncam cu obiecte de astea ascuțite în el, la fel, fără nicio remușcare, pentru că neascultarea asta față de nimeni a dezvoltat în mine multă ură și lipsă de compasiune. Însă, eu cred totuși că Dumnezeu lucra chiar și în acele vremuri în inima mea, pentru că îmi plăcea foarte mult să învăț. Citeam foarte multă istorie, dar pe lângă asta și practicam sportul. La 16 ani am fost monitorizat pentru a juca pentru selecționata Moldovei. Însă atunci am primit o traumă care m-a scos practic din circuitul profesionist și atunci aceasta a fost cutitura radicală, pot să spun, a vieții, că am început să-mi pun întrebări. De ce părinții mei au divorțat? De ce mi se întâmplă toate lucrurile astea? De ce mereu beau și, deși nu-mi place, iar continuu să beau, să consum băuturi alcoolice? De ce îmi spun prostii? De ce toate lucrurile astea se întâmplă? Mai aveam un gând care îmi ziceam că când voi crește mare, îl voi aplica. Vreau foarte tare să-mi pedepsesc tatăl meu pentru că ne-a lepădat. Pentru că nu înțelegem cum un tată să-și lepe de copii, cum un tată să-și lepe de soție și cum poți nici să nu te interesezi de ei. Mai târziu, când am început a citi Biblia, am văzut că cel care ne-a păzit de orice rău, cel care ne-a păzit de probleme și faptul că nu ne-a lipsit bucata de pâine de masă, a fost doar meritul lui Dumnezeu care s-a îngrijit de noi. Dar până atunci creșteam cu gândul ăsta, cum să găsesc pe tatăl meu și să-l pedepsesc pentru rău care ne l-a făcut. Dar fiind adolescent și învățând la liceu, în clasa noastră a venit un băiat care a început a practica taekwondo. Pentru că era o secție sportivă de taekwondo în sat, acest băiat, Alexei Tintiuc, căci despre el este vorba, a început a practica taekwondo. Noi, fiind într-o aceeași bancă, înainte de a practica el taekwondo, eram
exprimi în toate faptele rele, la consum de alcool, la toate glumele proaste și așa mai departe. Însă, după o perioadă de timp, am văzut că ceva s-a schimbat în caracterul lui. Eu nu puteam înțelege ce. Pentru că noi toți credeam că el, dacă va practica taekwondo, va deveni mult mai rău și lucrul ăsta pe noi cumva ne... Și toți prietenii noștri credeam cumva lucrul ăsta o să ne facă mai tare, mai cu nume în fața tuturor. Dar am văzut această schimbare. El a început a nu mai spune prostii și de fiecare dată când încercam eu să spun prostii, parcă mă simțeam nu bine față de el, pentru că stăteam la aceeași bancă. Și încetişor el a început, am povestit despre cum fac ei studiu biblic la antrenament. Și atunci mi-a prezentat câteva cărți de studiu biblic inductiv, pentru că acestea erau manuale după care ei studiau înainte de fiecare antrenament. Eu auzisem multe lucruri despre creștinii baptiști și personal nu vreau să am de-a face cu ei, pentru că credeam, dacă am apucat o credință, trebuie să o duc cu sfințenii până la capăt. Dar vă dați seama că aceasta era o simplă amăgire, pentru că eu nici pe departe nu eram așa cum eu pretindeam că sunt. Și atunci am zis, ca să mă conving că ceea ce studiază ei este adevărat, am început a lua o carte prima dată și apoi am început a citi Biblia. Și fără să-mi dau seama, Dumnezeu încetişor, încetişor lucra la caracterul meu. Într-o zi m-am trezit că îmi este rușine să spun prostii, ceea ce era total străin înainte. Apoi, tot studiind, tot citind Sfintele Scripturi, am văzut că Dumnezeu a pus milă în inima mea și atunci nu l-am mai acuzat pe tatăl meu pentru că ne-a lepădat și pentru tot ceea ce ne-a făcut. Deci Dumnezeu a pus și dragoste în inima mea. Și la multe din întrebările pe care mi le puneam, găseam răspuns. Unul din răspunsuri a fost că Dumnezeu este Dumnezeul orfanilor și a văduvilor și acest lucru mi-a dat încă din acele timpuri, încă din acele vremuri, mare mângâiere. Și atunci, analizându-mă în lumina la ceea ce am citit, la ceea ce am studiat, în lumina la comportamentul prietenului meu, am înțeles că trebuie să fac o alegere și anume trebuie să mă împac cu Domnul Iisus Hristos. Am aflat de la Alexei, cu care devenisem prieteni foarte buni, că antrenorul lor, Vasile Felat, organizează un seminar de studiu biblic la Centrul Medical Emanuel. Și atunci am zis că acum e timpul potrivit să-L primesc pe Domnul Iisus. Nu aveam niciun ban în buzunar, eram, cred că, clasa 11-a și pentru acele vremuri să pleci de la Lăpușnă la Chișinău costa foarte mult. Eu nu aveam acești bani, nu știu cum am găsit, sper că cineva m-a ajutat ca să pot pleca la Chișinău. Și atunci, când a fost chemare la pocăință, eu și cu un alt prieten de-al meu am ieșit în față și atunci ne-am cerut iertare Domnului și am făcut rugăciunea de pocăință și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Întorcându-mă înapoi acasă, chiar dacă cunoșteam drumurile din sat pe de rost, dar toate mi se păreau noi, parcă mergeam pe alte drumuri. Așa o mare fericire și așa o mare eliberare aveam în inima mea. Însă cu timpul, relația mea cu Dumnezeu s-a mai deteriorat din lipsă de cuvânt, nu am stat în cuvântul lui Dumnezeu și pentru o perioadă de timp m-am mulțumit cu faptul că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și am zis că mi este de ajuns. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru domnul Vasile, chiar dacă suntem din aceeași localitate, Lăpușna. Nu ne-am mai interacționat până în acea zi când l-am primit pe Domnul Iisus. Și atunci el s-a interesat cel mai mult de mine din acea zi. M-a întrebat cu ce mă ocup, ce fac și a aflat din discuție, a aflat că sunt fotbalist și atunci m-a chemat la o tabără pe care el o organiza cu sportivii de taekwondo. Și am plecat și eu la această tabără unde s-a studiat Apocalipsa, prima parte. Și acolo am făcut cunoștință mai detaliat cu metoda inductivă de studiere a Sfintelor Scripturi. Și în acel moment foarte tare mi-a plăcut pentru că îmi place foarte mult istoria și această metodă m-a captivat foarte mult.
terminasem clasa a 12-a și trebuia să intru la o facultate. Aveam mai multe opțiuni, însă toate aceste opțiuni costau. Trebuia să achităm și contractul. Însă eu fiind într-o familie unde eram în grijă doar de mama noastră, era foarte greu să plătești un contract de 300 de dolari pentru începutul anilor 2000. Și mi-am zis că cred că de învățat nu vom mai avea posibilitatea. Dar nu știu cum a aranjat domnul, că chiar, chiar după ce am venit de la tabără, toată vara am fost implicat în tabere sportive. Când m-am întors înapoi, mama știu că își punea mari, era foarte îngrijorată, își punea mari întrebări. Cum ai să înveți? Nu am posibilitate să te învăț. Și atunci nu știu cum a aranjat domnul, prin cineva totuși a aranjat, că am putut găsi cei 300 de dolari în ultima zi de vară și astfel am intrat la Universitatea de Stat, la Facultatea Relații Internaționale, Politologie și Administrare Publică. De la început eu nu înțelegeam de ce mi-am ales facultatea aceasta. Deși îmi plăcea foarte mult politologia, îmi plăcea să citesc foarte mult, eram la curent cu toate evenimentele politice, totuși mă gândeam la ce o să-mi servească mie, anume specialitatea administrației publică. Însă Dumnezeu a avut un plan și în această direcție. Între timp, într-o seară, am fost invitat de domnul Vasile acasă și mi-a arătat un plan. Cum pot să încep și eu a preda fotbal și studiu biblic după metoda pe care el o face cu elevii săi. Eu din start nu prea am înțeles viziunea lui, pentru că singurul meu scop, chiar după ce l-am acceptat pe Domnul Iisus, era să joc fotbal și să câștig bani pentru a-mi întreține familia. Pentru că mă durea felul cum se chinuia mama mea, pentru că ea lucra în două părți ca să ne întrețină pe noi. Și atunci eu nu prea am înțeles cum să faci sport și misiune. Am ascultat tot planul și țin minte doar cum domnul Vasile a spus la încheiere, eu mă voi ruga pentru tine. Nu peste mult timp l-am sunat și am spus că eu sunt gata să accept și vreau să încep să fac aceeași lucrare pe care o face și dânsul. Și atunci eu nu aveam o mare experiență în a antrena, nu aveam deloc experiență în a preda, dar prietenul meu Alexei mi-a dat cartea Numele lui Dumnezeu, cartea de studiu biblic inductiv și împreună cu mine am început cum să eu să completez bine, cum să mă pregătesc foarte bine pentru a preda și astfel am decis mă întorc înapoi în comuna mea de Baștină, în Lăpușna și să încep un grup de fotbal, a antrena copiii. Atunci trebuiau mingi, însă eu evident nu aveam nicio posibilitate să cumpăr aceste mingi. Și iarăși domnul Vasile m-a ajutat și cu aceste mingi, am procurat 10 mingi, ceea ce era o mare, foarte mare realizare pentru acele vremuri. Nimeni la sat nu avea 10 mingi. Noi, țin minte, când ne antrenam cu mingi 2-3 ani și trebuia, dacă se rupea, trebuia să o reparăm și așa mai departe, mergeam până rupea mingea de tot. Și atunci, cu un sac de mingi eram pe umăr, cu un sac de mingi în altă parte eram cu cărțile de studiu biblic, făcusem anunțuri în sat, am pus că începem o nouă echipă în comuna noastră de Baștină. Mulți din sat vedeau foarte sceptic această idee mea, pentru că, vă dați seama, din lipsă de viziune, oamenii așa gândesc. Și atunci, la primul antrenament, după ce am pus anunțuri, au venit 3 copii, dintre care 2 erau verișorii mei și eu cred că din respect față de mine au venit. Și unul mai era trecea prin stadion și l-am chemat și pe el la antrenament. Și atunci mi-am zis că se pare că lucrarea cu fotbalul se termină înainte de a se începe. Și eram foarte dezamăgit, însă întorcându-mă acasă, m-a încurajat mult prietenul meu Alexei, dar am decis să merg și la doilea antrenament. Spre uimirea mea, când am venit la doilea antrenament, erau 20 de copii. Și când le-am spus că copiii, noi vom studia mai înainte Biblia. Înainte de fiecare antrenament vom studia Sfintele Scripturi. Nu pentru că îmi place mie, dar pentru că vreau ca fiecare din voi să aveți un caracter frumos, vreau ca să aveți un comportament frumos la școală, cu
părinții voștri și vreau ca, chiar dacă ne numim țară creștină, nu numai cu numele, dar să fie și cu atitudinea noastră față de Biblie. Plus că avem multe exemple de fotbaliști creștini care au scris istorie, fotbaliști care îi cunoșteau toți. Și atunci ei au rămas motivați și chiar la primul antrenament am început a studia, a completa toți acolo pe tribune, am început a completa manualele. După antrenament am început a face antrenament. Însă am vrut mai mult decât să fie un simplu antrenament. Și atunci eu nu aveam deloc experiență în a antrena și atunci fratele Vasile, fiind plecat mult în misiune, mi-a cumpărat multe manuale de antrenament, manuale care costă foarte mult, însă îi mulțumesc pe această cale foarte mult și cred că niciodată nu vor ajunge cuvinte suficiente să-i pot mulțumi pentru felul cum s-a jertfit, cum a scos bani din familia lui, doar ca această lucrare să meargă înainte. Și la un seminar de iarnă, la Caminca, cred cu 6 ani în urmă, într-o dimineață m-a chemat și a spus că trebuie să facem un plan de antrenament. Un plan așa cum este la taekwondo. Fiecare antrenament să înceapă cu studiu biblic, apoi să fie teorie, practică și pregătirea tehnică. Și după 3 luni să fie un examen. Pentru că examenii motivează pe copii. Și de atunci am implementat acest program în cadrul clubului și a trebuit să punem și o denumire clubului. Și ne-am gândit să fie o denumire sugestivă, care să reprezinte bine ceea ce facem. Ne-am gândit la mai multe denumiri pentru echipă și am rămas la numele Țintașii. Denumire luată din textul din Filipeni 3:14. Pentru că noi, ca și echipă, avem un scop. Vrem să alergăm spre premiul chemării cerești în Iisus Hristos. Și atunci când oamenii întreabă de ce vă numiți Țintași, noi foarte ușor le spunem că noi avem un scop. Și scopul nostru nu este doar de a juca fotbal, dar este mai mult. Este de a prezenta oamenilor Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și în decurs de 6 ani de când antrenez, undeva peste 200 de copii au trecut prin această echipă, au studiat după metoda inductivă Sfintele Scripturi. Foarte mulți din ei l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Unii copii l-au mărturisit și în apa botezului și îi mulțumesc mult lui Dumnezeu pentru toate rezultatele care El le-a adus prin această lucrare. Acum activez în comuna Lăpușna, apoi unde sunt două grupe de copii cu vârste diferite. O altă grupă este în orașul Chișinău, în orașelul Durlești, unde la fel studiem Sfintele Scripturi după metoda inductivă și înainte de fiecare antrenament. Și mulțumesc foarte mult Dumnezeu pentru că a avut în toți anii aceștia răbdare cu mine și cu clubul pe care îl conduc. Dar întorcându-mă înapoi să vă spun, eu îmi puneam întrebări de ce am ales totuși administrarea publică. Acum am decis să candidez ca și consilier local în comuna mea de Baștină. Pentru că implicându-mă în lucru cu copiii și apoi cu părinților, am văzut foarte multe probleme în comuna în care activez eu. Și atunci mi-am zis că voi putea fi mai eficient dacă cunosc problemele chiar din interiorul lor, din primărie. Și atunci, la îndemnul fratelui Vasilii, am decis să candidez ca și consilier local. Am candidat ca și independent și Domnul a făcut ca să acumulez un număr foarte bun de voturi și astfel sunt primul candidat în istoria comunei noastre care acces fără a avea vreo susținere din partid, din partea vreunui partid. Și prin această nouă funcție de ales local, vreau să ajut să fac bine oamenilor care m-au ales și nu numai, vreau să fac bine comunității din care eu fac parte. Și în primul rând vreau să spun oamenilor și din primărie și din toată comuna noastră lucrul la care sunt chemat, spun Evanghelia. Dorința mea este ca oamenii din Moldova să-L iubească pe Domnul Iisus și cei care urmăresc această mărturie, acest reportaj, este ca să-L caute repede pe Domnul Iisus. De fapt, El nu este departe, El este aproape, este lângă fiecare din noi. Și atunci fiți siguri că Dumnezeu poate face mari minuni cu
fiecare din noi. Pentru că Dumnezeu nu se uită la ceea ce vede omul, dar Dumnezeu se uită la inima fiecare dintre noi. Dumnezeu să binecuvânteze Moldova și Dumnezeu să binecuvânteze fiecare dintre voi.